sfârșit mă pot juca și eu cât vreau pe calculator. Sunt singur acasă, este timpul să aprind calculatorul, îi dăm și noi drumul aici la toate chestiile. Și este timpul să văd cine este pe... Cine a sunat la sonel? Băi, am rămas singur, cum adică cine... Na, ce, a venit ceva cu LED sau ce s-a întâmplat? Că nu înțeleg ce se întâmplă aici. Bă, ce-s toate astea aici? Cine-i la ușa acum? Tati! Tati! What? Ce-i asta? Tati, m-a adus mama. Doamne, mă, ce se întâmplă? Ți-am adus tati. Copilul să ai grijă de el, semna mama. Mă, cine tati. Ești? Tati. Mă, tati, cine tati, ești tati, tu tati, și... Tati. Mă, oprește-te, nu mai zici niciun tati, așteaptă... Nu, ce? Mă, ce? Cum adică tati? Că nu înțeleg cine ești și cine te-a adus aici? Cine te-a adus aici? Mami te-a adus aici? Păi și eu nu stai că tu! Eu nu stau tatăl tău, mă! Bă, nu stau... Ok. Și ce vrei să fac? Bă, n-am cum să te iau înăuntru, că eu nu știu să am grijă de copii. Tati? Păi și unde a plecat mama ta, mă? Și tati, mami... Tati. Te-a adus la tati? Da. Păi și ți-a zis că eu sunt tatăl tău? Da. Păi și ți se pare că eu arăt ca tatăl tău? Da. Păi și ce vrei să fac cu tine? Că nu înțeleg, eu nu am un copil, nu înțelegi? Tati. Doamne, are și suzetă cu lună. Ăla cumva de pe tine e un Pampers? Da, tati. Păi și... Aoleu, asta pute în halul ăsta aici. Aoleu, ok, bine. Păi și nu înțeleg. Ok, cred că nu mai avem pătuț. Cred că o să dormi cu mine în pat. Tati? Tati! Papa. Ce papa, mă, lasă-mă. Vrei să te... Lapte. Mă, sigur papa. Nu trebuie să te duci aici la vecini lângă. Mă, papa. Sigur nu... Mă, bă, da, bă, stai mă puțin. Tu nu trebuie să te duci aici la vecini lângă. Nu înțeleg ce se întâmplă. Tu, deci să înțeleg că e 100% sigur că tu trebuie să rămâi cu mine aici. Tati. Deci tu trebuie să rămâi cu mine aici sau nu? Tati. Doamne, ok, intră înăuntru. N-am cum lapte. Să te... Lapte. Lapte. Papi, papa. Băi, nu, te rog, fii atent. Nu mă mai striga tata pentru că nu sunt tatăl tău, ok? Fii atent, vină cu acel. Lapte. Mamă, stai că eram pregătit să mănânc niște cereale de creeper. Dar eu nu înțeleg cine a adus asta aici. Uite, pune-te aici. Pune-te mami. Aici. Mami le-a adus aici? Mami a adus jucării. Păi bă, vorbește cu mine, direct, așa, știi să vorbești, da sau nu? Da. Păi și atunci de ce tot îmi zici atâta, că parcă nu știi să vorbești? Ce faci? Stai puțin, tu știi să vorbești? Da. Păi și de ce n-ai vorbit până acum? Păi, tu ești tati. Nu sunt, și nu, mami a adus jucăriile. Ok, a adus jucăriile. Și mami să rămân cu tati de acum încolo. Păi să rămâi cu tati de acum. Ok, ai zis că vrei lapte, lasă că n-am înțeles ce se întâmplă. O să dăm noi de mama. Urcă-te pe scaun. Urcă-te pe scaun. Uite așa, așa. Ajungi la lapte și la cereale. Bă, doar bolul, tati. Te rog, nu mai mă striga tati. Doar te rog frumos, nu mă mai striga tati. Pentru că nu bine, sunt domnule. Tati. Așa, vreau să mă strigi papi. Doamne, mănânc acolo lapte cu cereale. Lapte cu n-așa. Cereale de creeper. Nu înțeleg cine a pus. Doamne, ce e aici? Mami le-a adus? Pe mama ta cum o cheamă? O cheamă mami. Ok, mami o cheamă, bun. Ok, vreau trenuleț. Da, trenuleț, ăla probabil e al tău. Și cu, doamne, a băgat nisip în casă și un căluț. Ok, cred că nu o să mă dau eu pe el, că o să-l rup. Dar cine? Gicu? Vreau să-mi zici cine a adus astea aici. Uite, deci tu câte chestii sunt aici în partea asta. Mami le-a adus. Da, mami le-a adus. Sunt convins că le-a adus. Și tu vrei ca să-mi zici că eu trebuie să mă duc acum să închid calculatorul și să am grijă de tine? Da, hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm. Vino încoace. Hai cu mine să închid calculatorul. Ai mai vreodată un calculator? Tabletă. Ah, tabletă. Ok. Hai cu mine sus că trebuie să dau închid. Dau bomboane de aici. Imediat îți dau bomboane. Așteaptă puțin. Îți dau bomboane. Doar că așteaptă puțin să mă duc să închid calculatorul. Așa, deci trebuie să închidem calculatorul și chestiile astea aici. Că aparent avem un copil de care trebuie să avem grijă. Și nu am nici mai mică idee ce se întâmplă pentru că doamne, a venit mami. Ok, nu știu cine e mami și ce se întâmplă, dar o să-ți dau bomboane. Bă, ce se aude? Bă, deci cum t-ai dat foc? Am făcut focul. Mă, cum ai făcut focul aici? Am găsit o brichetă. Ei, pentru aragaz și pentru făcut grătarul. Aruncă bricheta încoace. Aruncă. A
Aruncă chibritele. Doamne, ok, gata. Fii atent. Trebuie să mergem pe afară. Vreau bomboane. Vrei bomboane? Da. Nu am bomboane, trebuie să mergem să cumpărăm. Bine, pa. Ai bomboane? Da, am bomboane, mergem să le cumpărăm de la magazin. Hai. ok, bine, hai încoace. Hai să mergem să luăm mașina. Bă, nu ai voie în apă acolo. Nu, treci. Bă, cum să te neci, mă, ridică-te de aici. N-ai voie în apă. Hai să... Ok, mergem acum să luăm înghețată. Hai, urcă-te în mașină, pe partea asta. Bă, dă-te jos de la volan! Nu, mută-te în cealaltă. Nu a apăsat pe claxon. E o pedală mare aici. Nu a apăsat pe nicio pedală, mută-te în cealaltă parte. Bă, bebelușule, mută-te în cealaltă parte. Așa. Așa, bun. Doamne, uită-te și tu. Hai să luăm înghețată. Mergem să luăm înghețată, normal că mergem să luăm înghețată. Doar că cât trebuie să am grijă de tine. Când vine mami. Da, vine mama ta. Când vine mama ta? Niciodată, cred. Niciodată? Cum adică niciodată? Mai avem mult? Păi nu știu cât mai avem, că nu știu, n-am fost niciodată. Mamă, cine așa parca calul aici? Ok. Știi cum viața reală. Doamne, uite de câți cai sunt parcați. Ok, trebuie să mergem la magazin acum rapid să-ți cumpăr o înghețată. Și ce trebuie să-ți mai cumpăr? Bobo. Bomboane. Da. Doamne, cine se gândea vreodată că o să devin un tată în așa ceva? Ia, hai că acum pregătește-te că tati, ajungem. Tati, oprește, păi, tati. De ce sub... Mă, nu mai ursuleț. Ursuleț. Ce ursuleț, mă, n-am ursuleț. Unde să-ți dau ursuleț? Ursuleț, acolo. Ursuleț. Doamne, păi și ce vrei să... Vreau ursuleț. Păi nu cred că avem ursuleț. Nu cred că e magazin de ursuleț ăsta aici. Că ăsta pare magazin de mâncare. Un diamant fiecare. Doamne, uite-te și tu ce scute groși o ai. Vreau ursuleț. Ok, mamă, uite ce pot. Ok, deci un diamant fiecare. Ok, o să-ți cumpăr astea. Stai că nu-i adresele le beau, gen. Așa, fii atent. Uite, ia chestiile astea ca să îți schimbi suzeta. Ai o suzetă move. Ok, o să-ți suzetă dau suzetă Batman. Ia să te văd. O, suzetă Batman? Da, cred că începi să arăți și tu mai bine. Ok. Uite, avem ăsta de aici, biberon, așa, suc bun. Suc de mere. Da, suc de mere, ăla e suc de mere, e bun. Și ăsta e suc de fructe de pădure. Ia să te văd, îți place? Struguri, ia. Nu-ți plac strugurii? Nu, e înghețată. Nu știu dacă avem înghețată. Ia să gust eu, mă, ăsta, să văd dacă e chiar așa bun. Mamă, cât e de bun ăsta! Ăsta chiar e bun de struguri, sincer. Chiar e foarte bun de struguri. Păi și... înghețată? Păi ți-am cumpărat deja o suzetă și de-aia nouă. Nu mi-ajung, vreau înghețată, hai la înghețată. Doamne, nu-i ajunge. Ok, hai, urcă mașină. Urcă. Nu, în spate, nu, n-ai voie în spate. N-ai voie în spate, așa, bun, perfect. Hai să mergem și noi normal. Mamă, ce e aici, ok. Bun. Mărțoaga. A, cui e mărțoaga aia oare? Așa, hai că ne oprim puțin aici ca să... îți cumpăr niște Pampers, ok? Ia hai să că văd. Te aștept aici, tati. Nu, în mașină mă aștepți, nu că pleci. Bă, nu mai îmi zi tati, de eu nu sunt, înțelegi? Nu mai îmi zi tati, urcă-te înapoi în mașină. Urcă-te în mașină. Bine. Mă duc să-ți cumpăr. Dă-te jos de... Bă, ești la volan. Am crezut că ești la volan. Așteaptă-mă mai bine lângă mașină, Deci o să vin să-ți cumpăr de aici niște Pampers. Niște Pampers-uri, Pampers-e. Nici nu știu care e, sincer, gen așa. O, mamă, stai. Mamă, 5 diamante fiecare. Deci o să-ți cumpăr așa, fii atent. Deci o să-ți cumpăr un pătuț. O să-ți cumpăr un biberon. Mâncare o să-ți cumpăr, că asta e mâncare. Și vreau să-ți iau un Pampers cu Enderman. Mamă, ok. Tati, ce tati? Prinde-mă. Mă, ce te prind? Prinde-mă. Păi ce te prind? Bă, vino mă cu ce? Nu mă prind. Bă, stai că n-am vrut. Oprește-te, bă, nu fugi niciunde. Ho, oprește-te, gata. Bine, da? Pa. Niciun pa, uite aici, uite, schimbă scutecul, gata, fii atent. L-am prins. Așa, scutecul, uite, fii atent, scutec, sau un scutec negru cu... Nu-mi place. Pa, tati. Bă, nu, ți-am luat un biberon.
Ți-am luat un biberon. Ia uite-l, ține-l în mână, ține-l în mână puțin. Ia-ți-l, ia uite-l, biberon. Și ți-am luat niște mâncare de mango. Ia uite, mâncare de copii șmecheri. Mango, înțelegi? Mango. Dar ia fii atent, schimbă scutecul ăsta, schimbă-l cu ăla. Negru, e tare, arată bine, e frumos, așa. Și ți-am luat un alt pătuț, gen, dacă tot te-a lăsat așa. Pute. Am să-l... pute scutecul ăsta. Nu, celălalt cred că pute, dă-l încoace să-l arunc. Nu, ăsta e bun, ăsta e bun, ăsta e bun. Ăsta e bun, ăsta e de Crăciun. Bine, nu știu dacă stai cu mine până de Crăciun, dar nu contează. Stai să pun ăsta în portbagaj. Așa, bun, am pus-o aici, perfect. Hai să-i dăm... Tati, uite ce găsim scutec. Ce găsim în scutec? O găsisem la tine în calculator și eu am... Mă, tu mi-ai furat placa video din calculator? Da. Aruncă-mi placa video încoace. Doamne, mi-a aruncat cu placa video pe jos. Doamne, ok, stai să o punem bine aici. Am pus asta așa. Uite ce am mai găsit în scutec. Măi, ai o tigaie? Da. Ia rugă-tic, de unde ai găsit, mă, tigaia asta? În scutec. Cum ai găsit o tigaie în scutec, că n-are niciun sens? Nu. Și am mai găsit și lampa asta. Doamne, bă, nu știu ce să zic. Bă, ia lampa de aici. Nu, dăm tigaia încoace. Nu, dăm tigaia încoace. Bă, tu mi-ai furat asta de acasă? Mă, pe tine te-a trimis cumva mama ta ca să-mi furi chestiile din casă? Că asta nu... S-a spart. Ok, bun, hai, urcă. Că mergem acasă, nu mai avem ce să facem. De fapt, stai, în partea asta trebuia să o luăm, nu? Ai, închis. Doamne, trebuie să dăm cu spatele. Bă, ai vreo idee cât te mai ține mama ta? Că, gen, cât te-a mai lăsat la mine? Că vreau să... Permanent. Nu e permanent, nu ești permanent aici. Nu, hai înapoi acasă. Mergem înapoi acasă că nu mai... Nu am cum să ies cu tine în oraș, sincer. Mi-ai mai luat ceva din casă? Să-mi verific scutecul. Bun, hai, vino încoace. Vino. Știi să... Așa, sari, frumos așa. Mamă, ce distractiv. E distractiv? Hai, oh, e distractiv. Opa. Da, asta e intrarea mea între monștri. Anti-monștri e intrarea. Hai, treci. Monștri? Da, nu, monștri nu există. Nu există monștri. Bun, hai, intră înăuntru. Eu o să mă duc să-mi pun placa video înapoi în calculator. Placa video pe care nu știu cum ai luat-o din calculator. Uite, fii atent, o să rămâi tu. Tu o să rămâi pe balcon aici în față, te rog. O să te joci în asta de nisip. Ești... Vreau să mă joc cu Gicu. Lasă-l pe Gicu, tu te joci aici în asta de nisip. În asta de nisip aici, ok? Eu o să mă duc sus și o să-mi pun placa video în calculator și o să-ți pun pătuțul undeva unde trebuie, bun? Așa, o să pun pătuțul undeva în partea asta pe aici. Uite, o să-l pun chiar aici lângă calculator, sincer, ca să văd. Și o să pun placa video... Bă, placa video nici nu știu... O las aici, de obicei. O las aici, ca să stea lângă calculator. Și o să pun eu după. Bă, ce s-a auzit? Ce a fost asta? Tati, dau cu petări. Bă, ce s-a auzit? Am găsit pocnitoarea asta, tati. Mă, TNT, de unde ai găsit TNT? Opa, stai că nu ți-l aruncam. La tine, în dulap. Dar ce a explodat? Piscina? A bubuit piscina? Ok, nu, fii atent. Vino. Vino cu mine sus. Tu nu trebuie să mai stai nesupravegheat. Vino înapoi sus. Sus. Mergem sus de tot. Vino încoace. Hai, sus. Ce ai avut în mână? Aruncă poțiunea înapoi. Aruncă poțiunea înapoi încoace. Am avut... Dă poțiunea. Aruncă poțiunea înapoi. Nu. Eu am văzut poțiunea. Dacă nu dai poțiunea, te drept afară. Dacă mă prinzi. Nu mă prinzi. Bă, te-am prins deja. Nu mă prinzi. Ok, bine, hai după mine la calculator. Vino încoace să arăt unde stau eu de obicei și mă joc. Stau mult de tot, hai că te aștept. Uite, ai Minecraft? Minecraft? Tu știi să joci Minecraft? Da. What? Și ce alte jocuri te mai joci tu pe calculator? Roblox, bun, fii atent. Uite, hai, fii atent, vino cu aceste pun. Stai să-ți aprind calculatorul, uite, ți-aprind așa microfon. Dă-mi tastatura mai în jos. Păi ce să-ți dau tastatura mai în jos? Stai să aprind, uite, calculatorul. Sau vrei să te joci pe Xbox? Nu, e frigider ăsta. Nu e frigider, urcă-te înapoi așa. Stai să aprind luminile, uite așa. Bă, de... Nu, da-mă pe calculator așa. Lasă-mă pe mine, așa, bun. Stai să aprind camera. Nu-i tableta. Nu. Bagă Minecraft, că vreau să mă joc Minecraft. Mă, Minecraft, de unde știi tu să te joci Minecraft? Unde ai învățat să te joci Minecraft? La... Bă, la câți ani ai tu? 7 ani. 7 ani cu suzetă în gură? Da. Măi, 7 ani cu suzetă în gură, mă, că-ți bagi joc. Stai, primi un mesaj de la mama. Stai să-i fac o poză, să-i arăt ce mă joc aici. Mă, ce?
Îmi spusă mama că vine în 5 minute să mă ia, deci nu mai am timp să mă joc. Mă, ce? Păi ia stai puțin, ia arată telefonul. Mă, tu ai telefon, tu ai 7 ani, ai suzetă, ai scutec, ai 7 ani și tu vorbești cu mama ta, știi să scrii, să citești? Da, hai că m-a dus să aștept pe mama, pa. Doamne, mă, ce s-a întâmplat, sincer? Cum adică vine mama ta să te ia? Adică nu o să rămânem toată viața împreună? Nu. Bun, e ok, e bine că a venit mama ta, e bine că nu așa. Fii atent, vino repede, hai afară atunci ca să pregătim toate chestiile. Sper că o să vină mama ta mai repede, gen. Numai că am o singură întrebare pentru tine. Scotrobăiește și tu repede scutecul ăla și vezi dacă mai e vreo chestie pe acolo pe care mi-ai furat-o din apartament. Verifică scutecul. Hai să vedem, deci... Hai cotrobăiește bine, vezi acolo dacă ai ceva. Deci, mai am pocnitorile astea. Bă! Pocnitori? Nu le-a prins. Nu, n-a prinde ăsta, ok? Și mai am niște chestii, niște diamante, o consolă, un Game Boy, un ATM, un monitor, un calculator, o toaletă și o baie. Bă, de unde ai luat tu toate astea? De unde ai luat? Și mai am pocnitorile. Doamne, n-am nicio idee ce se întâmplă. Cum ai apucat tu să le iei pasta toate de aici? De unde ai luat un ATM? Nu era doar de un calculator, nu era un WC. Ok, bine, ok, am înțeles. Ok. Cred că este timpul să pleci, gen. Doamne, a venit și l-a luat direct. Mai puțin am furat tot din casă. Uită-te și tu, gen. Doamne, deci a venit copilul ăsta și uite-te și tu, mi-a luat monitor, mi-a luat ATM. Nu știu de unde a făcut rost de toate chestiile alea. Dar, trecut prin experiența de a fi tată. Ok, nu știu ce să zic. Ok, trebuie să iau WC-ul ăsta și chestiile astea de aici. Că dacă le vede cineva o să zică că am înnebunit. Sper că v-a plăcut ce s-a întâmplat astăzi. A fost o experiență de neuitat. Copiii sunt cam de treabă, da. Sper că v-a plăcut.